Acum 30 de ani, chiar și acum 20 de ani, chiar și acum 10, atunci când o persoană peste 50 de ani rămânea fără loc de muncă, era o adevărată dramă. De ce? Fiindcă angajatorii aveau destul de puține locuri de muncă disponibile, vacante, și preferau să angajeze, să angajeze oameni mai tineri. Din rațiuni de costuri, din rațiuni de dezvoltare și de adaptare, etc. Între timp, însă, opțiunile angajatorilor s-au uh, limitat uh, drastic și atunci uh, cred că au trecut peste bariera asta a omului peste 50 de ani care nu mai poate să dea randament. Nu cred că mai e o, o, un impediment atât de mare. Totul este să-și dorească să uh, obțină postul acela și să-și caute cumva de lucru în domeniul cu care ei au sau domeniile cu care ei au avut de a face până atunci. Și, uh, care cumva îi ajută să se vândă, fiindcă au căpătat o experiență relevantă până la vârsta de 50 de ani sau mai mult și atunci asta ar trebui să fie atuul lor. Dar, în mod cert, nu mai este problema gravă care era acum în anii 2000 sau 2010. În cazul acestor persoane de peste 50 de ani, este oportună și recalificarea? Da, atunci când ai lucrat, nu știu, 20 de ani, 30 de ani pe un sau pe un loc de muncă, la un loc de muncă pe care de dispariție și acum, nu știu, să dăm un exemplu, operator PC. De obicei, operarea PC devine o, un skill, o competență a altui job, nu mai este un job distinct. Și atunci e clar că trebuie să faci ceva, fiindcă nu vei mai prinde un post similar. Reconversia sau recalificarea este una dintre cele mai importante opțiuni în astfel de situații, dar trebuie căutate cursuri sau școli care să te învețe ceva conex cu ce ai făcut până acum. Fiindcă dacă ai făcut operare PC și tu cauți să, nu știu, să te califici, să te recalifici ca operator CNC, o să fie destul de greu uh, pentru un angajator să te, să te aleagă pe tine, fără experiență în domeniu și poate și fără studiile de liceu sau de pro, uh, pro, școală profesională. Dar important este să aibă dorință și speranța că vor da. reuși. Uh, da, în general trebuie să fie puțin mai optimiști decât au fost până acum, fiindcă uh, nu mai avem șomajul, rata șomajului în dolj nu mai e atât de mare cum era în trecut, și nevoia de forță de muncă din ce în ce mai acut.